Salutare YouTube, eu sunt Cristi și astăzi revin cu cel de-al nouălea, cred, episod din Hexit. Ok, se generează aici harta. De mai bine așteptam să genereze și după intram să filmez. Da, bine ați revenit cu un episod din Hexit. Hai să dăm un like la acest episod. Să vedem cât mai susțineți seria și cât vreți să vedeți cât mai multe episoade din această serie și văd deja ceva de explorat în partea aia. Și doamne, am o groază de chestii și deja o să am un inventar plin de inventare, cum ar veni, că deja am o groază de chestii. De fapt, hai să le iau pasta cu sharpness, pentru că restul sunt cam praf făcute. Ok, văd o corabie care pare că ar fi pe uscat și un dungeon normal de urmări. Băi, și vedeți, deci ce tram, iartă-mă, zic aici. Vă știți că eu am zis că, bă, ia uite ce biom ciudat. Asta e aparent un biom normal de câmpie, dar la cât de multă câmpie, de fapt, am văzut eu în tot Hexit-ul. Deci, uitați-vă și voi, cred că asta este cea mai rară imagine pe care o să o vedeți. Deci, la cât de multă câmpie am văzut eu în tot nenorocitul ăsta de Hexit, acum... acum mi se pare ceva, uite un biom nou, nu, e un biom din Minecraft, decât că îl vezi așa de des pe Hexit încât și uiți cum arată. Mă, și zicea cineva că de fapt chestia asta n-ar fi armură de iron, ci ar fi armură de piele vopsită în alb. Lucru care mi se pare stupid, dar o să ne uităm la un lucru. Imediat ce, avem grijă să nu murim. Oh shit, la matras. Mă duc la mama dracu să mănânc niște pânie. Așa. Ups, nu asta. Băi, dar știu că-s mulți zombălăi. Da, dacă e să luăm așa, ar fi și zombălăi. Sunt mulți arcașpacia. După cum știți, arcașii sunt mobii mei favoriți din Minecraft. Nici pe mine nu mă cred. Lasă așa. Feather falling, lasă protection-ul, nu, măcar sunt... Oh shit. Oh snap. Cred că cu chestia aia, aș apăsa chestia aia, dar hai! Ah, shit. Shit! Ne. Ce, doamne, iartă-mă, ce-a dropat? Hai că știu că ăștia dropează chestii șmechere. Oh! Stai așa. Care dragi damează era ăsta? Cred că ăsta e... Nu, ăsta clar era unul din ăla... Cum se numește? Ăsta clar e unul din ăla... Nu vine acum. Gol. Vă dați seama cât am stat să mă gândesc la nenorocită ăla de cuvânt. Adică la gol. Empty, for fuck's sake, empty. Știi momentul ăla când îți vine un... cum să zic? Când îți vine un cuvânt în engleză, dar nu-ți vine în limba ta natală. And you're like, what the fuck, mate? Shit! Shit, nigga. Ioi. Nu, încă nu intru aici. Mă duc să mă uit pe afară. Ce-i cu butonul ăla? Am auzit că s-a deschis ceva. Dar ce s-a deschis? Mamă, de unde vii, mă? Mamă, ce-mi plac ăștia așa când mă sperie. Și văd că se face zi. Aici cobor undeva, nu cobor nicăieri. Da, cobor în nimic. Ok, mă duc pe aici. O să te las. Oh, shit. De ce, doamne, iartă-mă, trebuie să fie ăla enchantat fix arcașul? Mă, nu mai eu văd. Ce trăște mi-a zis sus? What? Asta e bun. E la bright. Mai bright, dar tu nu se poate. Îmi cer scuze dacă nu-l vedeți, pentru că posibil să nu vedeți, pentru că eu am gen brightness-ul dat mai tare și de la monitorul meu. Dacă voi aveți brightness-ul dat mai
mic la monitorul vostru, s-ar putea să nu vedeți la fel de bine ca mine. Ok, am descoperit ceva. Fraierilor. Oh. De fapt... Nene... Oh, s-au tras în trei! Și damn! Cât de frumos a fost combinația asta. Oi, m-am TNT peste tot. Ar trebui să mănânc, gen să fiu hrănit. Ok, îmi place zona. O groază de dungeon-uri noi am explorat în seria asta. Știi, până la urmă, nu regret nimic, for fuck's sake. Nu regret nimic din tot ce am făcut. Shit. Am nevoie de o lopată. Gata. Așa. Hai, mă! Ghișine și-a luat țeapă. Ok. Aparent pot să mă duc pe aici, alege. Și acum pe unde? Pe partea asta. Mă, pare că aș putea să... Interesant. Oh, shit. Necromancer, fuck you! Credem că mor la asta. Da, na, 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 na. Încă două, e mort. Am sickness. Water breathing. Am water breathing. De ce dracu mi-ar da water breathing? Ok, cursed bone. Nu știu ce fac cu ăla, dar să fie primit. Ok. Ok, dacă e. Și acum pe unde? Stai rece, să am grijă să nu calc chiar pe aia. Bun. De fapt, și dacă calc, nu cred că mai contează. Oi, oi, oi. Așa. Acum ar trebui să am grijă. Puh. Stai pe unde ies. Uite un liliac. Ok, pe aici e ieșirea. Da, pe aici e ieșirea. Bun. Și ăsta a fost gen tot dungeonul. Toată partea dungeonului era să ajungem subteran și chestii. Nu pot să zic că mi-ar displăcea pentru că a fost un dungeon liniștit. Dar bănuiesc că nu e tot. Niciodată nu e tot. O să vă dați seama că o să vreau să mă duc jos acolo iar să văd ce era în aia. Mă-mi place asta de aici. Arată... Fain. De fapt, stai să mă uit o leacă pe geamuri, poate observ ceva. Partea asta e apă. Partea asta e tot apă. Văd ceva, corabie. Văd corabia aia. Și în partea asta văd văcuțe, deci nimic interesant. Oh, dar pot să cobor? Never mind. De fapt, stai, ce? Pentru asta era, deci... Mă rog, bănuiesc că nu o să mai găsesc eu mare lucru, dar vreau să-i mor pe ăștia să fie morți, plus că pare că mai scot câte un pic de level și de pe la ei, nu foarte mare, de acolo cât să fie. Hai de capă. Bun. Așa. Sunt aici... Oh! Îmi place cum a venit ăsta din... din tavan. Așa. Luăm tot ce putem. Lasă, le aranjăm noi după. Așa.
Hai să omorăm și pe ăștia. Numai bine după. Ai da cap. Perfect. Și acum ar trebui să merg și în asta sau să las pentru data viitoare. Bă, văd că e destul de mare, adică bănuiesc că e ca ala pe care l-am văzut în episodul trecut. Da. Dar, de fapt, stați așa, vreau să... Ăla s-a urcat pe vacă! Holy fuck, ăla se urcase pe vacă! De ce l-am omorât? Damn! Hai, mă, urcă-te pe vacă! S-a urcat pe vacă, uite, știu, se urcă pe vacă, mă! Ioi! Ăla așa... Ăștia și-au pus aia. Vă dați seama ce ar însemna să povestești? Și cum a fost ziua ta? M-a omorât un pirat pe o vacă. Și... Oh, mamă, ce rapid alergă căcaturile alea! Bă, le controlează! Iai! Iai! Oi! What the fuck, mate? What the fuck? N-am glanțe, n-am săgeți. Adică am săgeți, dar spuse bine, să zic așa, sunt puse bine. Da, du-te, nu mai zic eu unde să te duci. Bun. Ah, ce voiam să zic. Hai să vedem, am ceva din iron făcut pe aici. Mă rog, ați văzut că iau nasturi ăia. Vreau să-mi pun iron chest plate-ul, că știam că mai am unul, și să văd dacă are nasturi sau nu. Și aparent, tipul care a zis asta a avut dreptate. Aia nu e, ăla nu e iron, ăla, aia e piele vopsită. Sunt curios dacă la gold și la diamond e la fel. Uite, știu, vezi? Se vede. Au nasturi, eu n-am nasturi, oh shit. Au. Mă, parcă n-am chef totuși. Știi? Cred că o să las asta pentru altă dată, nu mai am chef acum. Mă duc să mă plimb. Mă duc să văd ce-i pe aici. Văd niște ciocobo. Băi, mă gândesc că aș putea să-mi fac aici o casă. Gen, ar fi super. În primul și în primul rând este un... dăsta drept. E o zonă dreaptă. Și se și continuă în partea asta. E un fel de insulă, deci aș putea să fac să arate bine. Da, am cu ce lucra. Am vaci, am ciocobo. Da, clar aici fac. Nu știu, arată așa bine. Și uitându-mă la hartă, la restul hărții, mă rog, uite și aici o leacă de câmpie, dar nu e așa de fain ca aici. Uitându-mă la restul hărții, nu, chiar nu am efectiv unde să fac o casă, așa că o să fac aici. Și, mă rog, o să mă duc eu folosind chestii, cum ar fi staff-uri, să mă deplasez. Așa că o să... n-am și pe undeva un chest, sau mai multe. Hai, nu-mi zic că n-am niciun chest. Ah, oh well. Apare n-am niciun chest, ești nebun. Ah. Ai. Am unu. Oh, doamne. Ah, mă, uite, am un chest normal. Eu de ăsta vreau, nu vreau de ălalt. Ah. Până una alta o să-mi pun, uite, fix aici, pentru că îmi place cum arată de-al ăsta. Să-mi pun aici astea. Holy fuck. Așa fac vacile, what the fuck, zici că trage cineva după mine, zici că trage aia cu tunul după mine. Stai. Ce-i asta? Na, eu, de asta o floare normală. Mi s-a părut că e floarea de-aia, Hexical Flower. Ar fi fost ceva? Ah! Ah, cât iubesc ploaia. Hai să ne mutăm o leacă în partea asta, să vedem ce-i pe aici. Poate, uite, unde mi-am pus chestul, dar nu, că n-am cum. Îl găsesc eu, eventually. Ok, văd ceva ciudat, suspect în partea asta? Nu. No. Dar e ceva construcție în față. Nu mai chestii nașpa.
Mi-ar plăcea să... Ce e asta? Ah, gata, știu ce e asta. Nu, nu știu ce e asta, ce e asta? Mă rog, n-am și eu un testat după mine. Aia mă, n-am un târnăc. Ba da, am un târnăc. Ha! Ha! Știam eu! Măcar dacă luam și diamantele, drace. Opa! Da. Asta nu mai știam. Pe asta n-am mai văzut-o. A! Am murit. Ce puteai eu pune să opresc asta? A, asta cred că merge. De ce nu mergi? Ce nu pot pune, drace? Eram prea departe, asta explică multe. O să iau astea, totuși. Sunt faine la construcții. Pleci și tu. Ce mă enervează când rămâne așa? O să am cât ceva de luat. Bun, 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 bun. Și după aia cred că o să mă întorc. Vreau să am plasez acolo un pat, să-mi fie spawn point. Să mă gândesc la... Nu, cred că data viitoare o să facem o casă sau ceva. Și chestiile astea poate o să ne ajute. Adică îmi plac, mereu mi-au plăcut astea. Poate să le folosim pe post de podea sau la acoperiș, nu știu. La acoperiș așa avem nevoie foarte multe. Oh well, vedem. Dar de fapt... Cred că o să închid aici acest episod, nu știu sigur cât am filmat. Știi, în momentul ăla când uiți să-ți pui timer, știi ceva genul. Cred că au fost 20 de minute, adică am trecut două noapte, am trecut două zi, că știu că am trecut de noapte fără să dorm și acum e iar noapte, deci 20 de minute, cam așa ar fi, nu știu exact. Am ratat o bucată, cred că două bucăți le-am ratat. Așa. Pasta nu știu dacă o să mai iau. Hai cu ea, ce naibii. Ce am de pierdut? Decât viața. Oricum, după calculele mele, să zicem că sunt cam 20 de minute până acum și că o să închei și aici acest episod, mă duc în partea unde mi-am lăsat chestiuța, am făcut aici praf zona, mă duc la acest și o să vreau să mă gândesc un pic la zonă, să văd poate să fac o casă acolo, bineînțeles că poate, trebuie să fac o casă, dar poate fac acolo. Cam asta a fost tot și pentru acest episod 4 viitoare, am fost Cristi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și să lăsați și un comentariu. Vă urez o zi bună sau, mă rog, seară bună, în continuare, acum depinde când vă uitați, sau noapte. Bye bye!